80. Au venit din partea vestică, de jos, pe vulcan, și au plecat, s-au mers în gara, s-au suit la tren. I-am plecat cu a doua garnitură, nu cu prima. Prima, din câte am înțeles, nu știu, în gara, la Craiova, dacă nu mă înșel, spuneau că au spart acolo, nu știu ce l-a spart, dar nu e adevărat. S-a suit cu noi în tren, chiar în Craiova. Și un domn respectiv, nu mai știu cum îl cheamă, nu de mult atunci. Și a spus că după ce au plecat minerii au început să spargă ceferiștii, cu târna coape, cu asta. Nu știu, din ce am auzit până am auzit, nici nu m-am gură până era la Craiova. Știu că ne-au oprit undeva, cred că între Craiova și Videle, pe când am stat o perioadă și după am plecat spre București. Nu știu, s-au dus în mineri și s-au luat de mecanic, nu știu, sigur. Uh-huh. Și la București, ce s-a am ajuns seara, am mers în piața Parlament acolo, am stat o noapte și după aia, pe zi, am ajuns, nu știu dacă nu mă așa, am rămas toată noaptea acolo. Chiar nu mai știu ce s-a întâmplat după aia. Au intrat reprezentanți de la noi, de la Cenegaș. Uh-huh. Au discutat cu Iulescu. Au revendicat și au revendicat atunci ce nu mai știu tot. Și după aia s-a plecat acasă. Și cu ce impresie ați plecat? Că au rezolvat tot. Deci că li s-a dat tot ce au cerut. Da. Dar cine a organizat plecarea asta a minerilor din în februarie atunci? S-a plecat în vreun timpul și din Cerenoș a fost. Care a plecat. Unul dintre ei, nu mai știu cum îmi seama, a fost Amina Petrilu. Acum mi se pare că e subsecretar, dacă nu mă înșel. Nu știu cum se zic. Dă spatul la prim-ministru, dacă nu fac ceva. Consilier, da. Consilier, asta e problemă de mineric. Dar care era aici, în Valea Jiului și între dumneavoastră și colegii dumneavoastră, care era părerea despre ce se întâmpla atunci în zona politică? Erau potriva lor atunci. Când m-au ajuns la București și le-a promis și le-a promis, erau potriva lor. După aia... Și după discuția la București? După discuția au scăzut buci. Cam așa. Asta a fost. Dar nu să urmăreați la televizor ce s-a întâmplat pe urmă în piața universității, în perioada aia înainte de alegeri? Nu, la televizor n-am văzut în piața universității ce s-a întâmplat. Unde eram, numai la radio, că eram undeva la câmp, ajutam pe bătrânul la... Avea de săpat. Nu, dar zic că înainte să vină minerii în iunie. În aprilie, mai, urmăreați ce se întâmplă în București? Da. Și care era părerea generală, cam ce se întâmpla? Nu am fost de acord atunci. Nu am fost cu studenții, ca minerii să se ducă să facă ordine. Era oricineva, era poliție, era care vrea să facă ordine. Nu sunt eu de minerii. Deci aia chiar n-am înțeles. Dar cu cine ați votat în 20 mai? Cu PSD-ul. Deci de la început și până la urmă cu PSD-ul am mers. De ce? Am crezut acum la ultimele alegeri că poate se schimbă ceva dacă se schimbă și numele. Deci a fost Ceaușescu, a fost Băsescu, Constantinescu și am zis că poate dacă se schimbă duce mai bine. Poate mai bine. Nu știu. Dar atunci, de ce ați votat cu ei? Prima dată. Prima dată? Atunci, nu știu cum să zic. Mi-a plăcut de ei. Cu toate că nu am făcut niciodată parte dintr-un partid decât dintr-un din mișcare ecologistă atât. Uh-huh. Atunci am început când am făcut mișcare ecologistă, după aia nu mai. Deci n-am aderat la niciun partid. Dar care crezi că Miron Cosma a avut un rol în aducerea și organizarea minerilor? A avut și el un rol. Crezut că face bine, mă gândesc. Dar cum era privit Miron Cosma aici, în Valea Jiului? Bine privit. Dar bine privit. Și acum, după el, cine au venit, a făcut mai mult rău decât bine. Asta e părerea, cred că, tuturor. Unii condamnă,
De care credeți că au fost cele mai mari realizări ale lui Milan Cosma? Realizări? Au obținut drepturile la mineri. Salariile cât de cât, acum se sub orice critică. Uh-huh. Când se subterneau și au plată 9,7 milioane la oas, eu... Sub orice critică, pe cuvânt. Chiar, eu acum sunt în șomaj, că trebuie să ies la pensie în septembrie. Și m-am uitat și pe... adică am întrebat colegii. Pe acum, atâtim, am fi și eu mai 6 milioane, dar sunt care am 1 milioane. Nu am nici salariu cu ce să trăiești. Și pentru munca... 16 milioane să... o lună. La cât de scump pe spate. Și... să te descurci. În perioada aceea, 13-15 iunie 90, unde vă aflați? Atunci a fost în București, am spus. Nu, 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 în iunie 90, la mirada cu studenții. Da, da, Târgu Mureș. Eram la părinți, m-am dus să-i ajut la câmpul ăsta, m-a ajutat de acolo cei de la Poleagă. Trebuie ajutat și sunt bătrân, mai tânăr un pic în putere. Și de unde ați auzit ce se întâmplă? La radio, eram pe câmp. Am văzut și ceva seara, nu știu dacă mare parte au văzut minerii. În câte m-am uitat pe televizor, majoritatea nu era minerie, nu s-au dus cu șalopete noi, cu căști noi, sau iau bluză de șalopete și pantaloni de alt material, vă spun sigur, n-au fost ei. Și cine credeți că au fost cei care au tot de acolo din București și au dat vina pe ei. Aia sunt mai mult ca sigur. Din ce am zis la televizor, nu mai mult ca sigur. Un minerul care a plecat de aici, ori avea șalopetele rupte, ori burdare. Deci, mine nu lupte cu șalopete, nu aia să fie clar. Și ați auzit povestea la colegii? Da, am înțeles că e băgat în sala polivalentă undeva, le-a arătat firme, între timp putea să întâmple orice pe drum. Unii dintre ei au nimerit pe la oameni mai înstăriți, care i-a dus acasă, le-au făcut baie, și-au făcut baie acolo, s-au schimbat acolo, unii dintre ei care povesteau. Din câte am cam, nu, mai povestește, mai povestește. Și cunoșteau pe oamenii mai înstăriți la care au ajuns acasă? Nu, nu, nu. Întâmplător, pe și la prima minerală care a fost pe drum, veneau să-ți dea bani, da? M-am acceptat, pentru ce? Că aveam bani la mine. N-am mai venit să cerșez nimic. Dar a fost. A fost că, na, bani, țigări, vor veni să vedem. Deci erau oameni din București care se ofereau să... Și mâncarea și alea, nu știu de unde au venit, nici așa, nu pot să dați seama. Deci am primit și mâncare. Seara și la ultima minerală. Uh-huh. Apă minerală, pâine și... S-au mânt. Metele. Și deci cam asta povesteau colegii dumneavoastră care au fost. Da. Da, știu că i-a dus la țara polivalentă, la unii le-a dat ceva echipamente, i-a îmbrăcat ca să mai fie șalopete. Mare lucru. Nu am intrat pe el în detalii. Uh-huh. Și aveți idee cum au aflat minerii care au plecat atunci în 13-15, cum au aflat de plecarea la București? De câte am înțeles, au fost chemați, nu știu sigur. Deci dacă n-am fost aici, nici nu i-am întrebat, dar din câte am înțeles au fost chemați, nu știu, nu sunt sigur. Și am auzit. Așa, s-a auzit că au fost chemați de către cine? Cred că de Ilescu, nu știu sigur. Cred, nu știu. Deci am auzit și ce se povestea și la televizor, ce mai arătat și la televizor. Au chemat ca să... Dar de ce credeți că i-au chemat? Ca să-i ajute să... gorească acolo. Unde a fost, nu știu, din piața respectivă să... Piața Universității. Din piața Universității erau cu cortul, cu... Și credeți că nu s-ar fi descurcat poliția și armata? Nu, ar trebui să fie descurce, nu? Erau dreptul lor să facă. Erau și plătiți pentru asta. Trebuie să ia minerii de aici. Deci, la urmă, ce părere aveți despre această mutare a minerilor, nu chemarea minerilor în București? N-am o părere bună. Deci nu văd rostul să fi mers atunci. Și ultima minerală, chiar nu mi-aduc aminte de ce au plecat. Știu că au venit și au spus că au fost bătuți și
Și atunci, bineînțeles, mi-a spus să-l ajute, restul de aici au plecat a doua oară. Am plecat mulți atunci, dar nu s-a mai întâmplat nimic după aia. A avut, mi se pare, un schimb între scutieri, eu n-am prins. Asta în 91. Pe dealul Copoului, nu mai târziu, chiar ultima mineriadă. A, 99. Da. Nu e ultima, că ultima a fost atunci cu Costești, cu penultima. Și atunci știu că a avut un schimb între jandarul și minerii, unii aveau scuturi, unii aveau căști. Unii aveau lacrimogene. Dar de ce credeți că au chemat tocmai minerii dintre toate? Nu știu, ca să dea vină pe cineva, mă gândesc. Dacă se întâmplă ceva, dea vină pe cineva. Chiar dacă alții au făcut-o. Și printre mine l-au plecat de aici alții care nu aparțineau de mine. Cine? Adică cum ai? Oameni care nu aparțineau, șmecherași din ăștia, am înțeles, nu mai țin minte ce gară. Unul dintre ei proase, ceva bruși, din câte am înțeles, n-au fost atent când l-au dat să povestea numai în tren, l-au dat jos și l-au predat la TPL, din câte știu. L-au prins dintre ei. Deci ce n-au fost, deci mine nu s-a dus acure. Nu i-am zis pe nimeni să vină cu o haină sau cu ceva. Deci crezi că mai au fost alții? Au fost iubitorași și printre ei, alții care nu au niciun principiu, nu-i făcut bine. Dar aveți idee la nivel local aici cum a fost organizată plecarea sau cine a organizat? Au venit, s-au anunțat minerii, au plecat, de exemplu, de la o altă mină, au venit și au anunțat la toate minele ce vor să facă, cum vor să facă. Minerul au luat-o de bună și au plecat. Da, au venit de deci n-au venit spre un inginer sau un conducător de ăsta printre ei, au fost și ei. Acum nu știu de unde a pornit, dar au venit în special din partea vulcanului Rupești și plecau. La prima mineriadă nu, atunci s-a anunțat și au plecat toți și au drepturile din câte știu. Da, dar în 90 la aceea cu studenții... Aia nu știu cum s-a plecat atunci, chiar nu știu, din câte am înțeles, nu, au fost chemat. Dacă n-am fost aici, să știu ce am auzit și la televizor. Deci cine credeți că e primul responsabil pentru ce s-a întâmplat atunci, pentru bătăi, raniri și așa mai departe? În primul rând e un chemat. Cred că cine a conducea atunci. Cine era prim-ministru atunci, cine era președinte, cred. Uh-huh. Și au zis acum și fac ordine. Parcă aș fi fost polițai. Dar cum crezi că au influențat mineriadele astea succesive? Cum crezi că au influențat situația de aici, din Valea Jiului? Prost. Au... Prost. De ce? Au început să meargă din ce în ce mai rău. Niciodată minele din Valea Jiului nu s-au luat salariul pe drept. Sau zic să aibă salarii mari. Deci au avut un loc de muncă asigurat. Și-a câștigat banii cum și-au câștigat. Accidente și tehnica de exploatare veche, unele bine, unele sunt mecanizate. Despre ce vorbesc eu sunt vechi. Țin minte că era pe timpul Ceaușescu, au venit rușii și au spus că în urma lor costă de ani o tehnică de exploatare. Și acum e tot așa. Să tine nouă piese, fac reconfecționează. Iar salariile sunt cum sunt, munca e mai multă. Acum cu disponibilizările astea au plecat și mulți meseriași buni, și mulți ingineri buni, adică mulți, o parte din ei. Au oameni puțini și trebuie să facă față. Și altfel, mineriada asta, cum crezi că a influențat situația României în general? Și cum crezi că a fost văzută și din afară și în general în țară? Cred că nu a fost văzută bine deloc. Degeaba, nu luăm lucrurile bune, dar lucrurile rele. Și nu știm să le facem. Dincolo să ne... Să putem să aduce și investitori. Da, și investitorii, văzând ce se întâmplă atunci, cred că au dat mulți în spate.
Și aici cel puțin o oră, investitori străini, nu. Și cine a fost, au plecat, au fost aia cu bicicletă, au plecat la deva. Pentru că am impresia că se cere prea mult impozit, prea mulți bani de cer și oamenii decât să le dea, mai bine se duc și își construiesc din nou și își fac. Foloseau halele care au fost înainte depozite. Mă, cred că chiria era prea mare, aici a fost un neamț, a plecat și ăla, cred că chiria mare. Zic, mă, iau impresia pe la primar, mă, că nu-i cade ceva, nu merge treaba asta, că cel puțin aici. Poate să zgărim și ce zice. A venit să facă ștranul. Trebuie să fie ștranul olimpic. Uh-huh. Nu știu ce, nu s-o înțeles, din câte am înțeles, nemți, parcă era, au plecat și iar. Pentru că nu poți să-i cer la mea, să ne înțeleg, îți face. Sau și altă, nu poți să-i cer, să-i pierdă de fel. Și da, nu e. Nu suntem în stare să aduce, încă n-ar fi. Dar dumneavoastră cunoașteți oameni care au oameni direct implicați în evenimentele acestea din 13-15? Aveți colegi cu care ați discutat apoi? Colegii care sunt acum sunt mai tineri și puțini au fost. Cei ce au fost, ca majoritatea pe Calpeția. Și ce părere aveau despre ce se întâmpla în piața universității? Cu ce părere au venit acolo? Păreri? Nu știu ce să zic. Unii erau contra, unii erau pro, unii erau mulțumiți că pot să bat curățenii. Fiecare, știți cum e. Au crezut că au făcut bine, un bine, unii. Și unii au crezut că s-au dus degeaba și care au fost cu capul, s-au dus zero. Au rămas aici. La prima, hai că s-au dus mai mulți că nu știau ce se întâmplă. Următoarele, nu s-au mai dus. E întâmplător, eram la serviciu nivelul 4 atunci și ne-au luat pe tot de la serviciu, la prima care am fost. La următoare atunci, când a fost, la care m-am dus, atunci ziceam, zis, ia mine din bătaie. Cu toate că a vrut să forțeze atunci televiziunea și am spus că n-are rost, i-a fost la Revoluție. Acolo am plecat atunci de la mine, eram la mină. Și am plecat, mă, să dăm și noi mâna de ajutor. M-am ajutat și noi, căram tăr și se putea de atunci. Asta aveam două zile și două nopți. După am venit acasă, din 26 de aici care am mers, nu ne-am mai întâlnit unul cu unul, așa ne-am brășteat. Ca când ne-am întors înapoi, toți rămân în același tren, dar noi nu știam. Ne-am întâlnit doar când ne-am întors acasă. Nu a fost ușor. Dar de ce ați plecat la Revoluție? Așa am considerat. Cu toate că părinții au spus să nu mă duc, soția avea copii mic atunci și pe ăsta mai mare, am spus să nu mă duc, așa am considerat atunci că e bine decizia din ei încoace, că nu mă duc să mă duc eu acolo, știi? Bine, atunci așa era mai, era mai tânăr. Și am ajutat cu ce am putut. Pe două zile și două răzi m-am întors, eram și opusii și nu am văzut. Cei care erau de acolo erau. Și am văzut și copii rădnici. Oameni răniți, se trăgea aiurea. Teroriști n-am văzut, știu că erau pe toate canalele, erau puse bolțari. Era o Dacia neagră care era muniție la metrou. Când am coborât pe Kiselev, dacă mă înșel, în fața ambasadei Americii, dacă nu mă înșel. Și au și niște copii din Torișo și au cerut buletinele sau legitimație. Unii dintre colegi deja vreau să spună că ce vreți, să... Nu. Îi tăceți din gură că un boschet e plin. Dacă nu l-ați păcoară, să vedeți. Și... Asta a fost în intersecția aviatorilor acolo, atunci a fost un foc intens. Am stat pe burtă vreo ore. Am ajuns. Eu m-am ajutat acolo. Ce se cerea aia făceam? Mm-hmm. Vă rămătoresc acasă. Bine, nu m-am dus să-mi iau certificat de revoluționar, că n-am considerat că am făcut prea mult. La intrare în București ne-au așteptat îmbrăcați în haine de PTP niște tineri și am mers pe ocolite, n-am mers pe șoseaua principală, că a spus că se trăgea majoritatea, că erau mulți, erau mușcați în cap. Lunetici. Erau doi tineri.
Vă așteptau, niște oameni știau că urmează să ajungeți acești tineri? Nu ne așteptam neapărat pe noi, dar tot ce trecea pe acolo, am înțeles că o seară înainte, în 22, ne-am zis în 23, dacă nu mă așa, da, în 23, spunea că s-au tras și au dus, i-au cărat dintre ei, erau pușcați în cap, acum nu țin așa câți. Și am avut ca să vorbim cu ce ne-a spus ei. Ce-au motivat ca să nu mergem pe acolo. Nu ne-am dus pe acolo. Șoferul care am fost a ieșit din București, a dormit sub autobuz, de frică. Pe drum am întâlnit, erau și taburi și tancuri, erau pe autostradă. Am mers bine organizat, era un director interimar atunci, la Petrila. Cel care a fost, l-au schimbat. Și am făcut o hârtie ștampilată de loc, am plecat așa neorganizat. Autobuzul l-am făcut noi rost, dar hârtia l-am avut hârtie care am plecat, că și pe defileu s-au oprit mașina, erau cu armele ascunse după copaci. Aveau niște indivizi acolo, spuneau că ar fi fost teroriști, veneau spre Valea Jiului. Aveau niște lăzi, spuneau că erau bani, nu i-am văzut, că n-am coborât din autobuz. Dar Miron Cosma când a început să aibă un rol important aici, în Valea Jiului? Chiar de la început. Chiar de la început, de la prima. Chiar de la prima. Mineriadă a fost. Cu toate că inginerul a dus tratativele, care am spus că era consilier cu probleme de minerit. De la început. Am încercat să ajute până. Poate a făcut și rău, poate a făcut și bine. Am spus, are, din câte am văzut acum, are deschis și partida lui. Chiar aici am văzut jos, pe spate. Atunci când spunea că o să vină ca ce ne s-a întâmplat atunci explozia la Petrila, l-așteptau, dar n-am venit. În care interdicție din Petroșani. Mă, dacă venea cumva pe Vâlcea și totuși aparținea de Petroșani. Am spus, mulți care îl condamnă, sunt mulți care spune că era mai bine cu el. A obținut într-adevăr și drepturi pentru mine și măriri la salarii. Atunci, ține-o cu el. M-am necăjit. Alții nu mi-a plăcut de el și oricum cred că ultima minerală a făcut-o cineva, că am ajuns să denunț. Ce vrei știi, cum poți să mulțumești pe tot omul? N-ai cum. Alții spune că din cauza lui se întâmplă ce se întâmplă cu alții. Spune că din cauza lui că nu-i se întâmplă ce se întâmplă. Majoritatea au fost lideri de sindicat, au încercat să-și umplele buzunarele, nu știu ultimul ăsta, nu chiar nu știu despre unii, dar cel care a fost înaintea lui chiar și-a umplut buzunarele, a draie de sporul, mine nu lucră și el, a draie de sporul, și pentru Rim și pentru meu, s-au draie de sporul ăla. Diferite afaceri, tot felul de materiale că, și materialele care ajung, ca nu primeai multe mâini, nu ajung direct de la. Sunt firme care face contracte și poate nu ți le vinde ție și ai sigur de aia și piesele sunt cumpere. Prețul au crescut la toate materialele, cărbunele au rămas tot așa. Și atunci nu poate fi rentabil. Nu ai cum să fie rentabil. Dacă toate crești și tu rămâi cu același preț. Nu poate să fie rentabilitate și cu același utilaje. Sunt mașini din 47 care lucrează, mașini de extracție. O întreține, se chine, chiar, dar sunt care merg până. De 60 de ani? Da. Deci mașina de aici, de la Mina Petrila, e din 47. E mașina nemțească, dar merge bine, mașina merge bine. Și este
utilajelor. Din 87, majoritatea mașinilor de extracție sunt lei, nimic, nu. Una singură. Și la restul minelor, că așa mai fost și pe la alte mine. După piese, se recuperă, că mai multă, de la Constantinescu îmi place mai mult, s-au recuperat utilajele. De la diferite întreprinderi care s-au închis până au început să închidă minele. S-au recuperat și s-au refolosit. Unele bune. Ca să mai facă economie la material, da? Da. Bine, dacă nu ai ce treabă, poți să mă. Da. De făcut la mineriadă, era un concediu care a fost atunci când am prins pe Cosma, dar din câte am înțeles, nu știu sigur. Am zis că ești pe impresă, a fost și morți atunci, în partea numerilor. Așa am auzit și noi, da? Nu, sigur, a fost. Sigur. Nimeni nu vorbește. Nu știu, prinsesem ziarul, nu mai știu ce ziar. Din câte am înțeles, era șofer, nici nu cred că mai am ziarul. Și spune, nu și-a dat numele. Văzut că de câte ori am încercat să deschidă gurea, a fost închisă. Și spune că i-a dat cu pată de armă în cap, până i-a sărit creierul pe mașină. Și cine au fost, eu n-am prins. De la... Am văzut m-am până la Târgu Jiu, după m-am întors acasă. Eram în concediu, era timpul meu liber. De la Costești spre... Asta, acolo am înțeles că... au luat și bătaie, bine. Deci a doua oară când au mers, au ajuns, nu mai țin minte localitatea. La Stoienești. La Stoienești. Au luat și bătaie bine. Am văzut și oameni bătuți. Spatele au plin de dungi. Au fost care și eu. Am avut și am și un prieten care... a dat în el ca să cadă jos. Și curgea sânge din nas de vreo jumătate de oră până când poliția a spus să-l trimită la spital. Și decât am înțeles, nu era un jandar, cu proiectul nu poate fi ieșit acolo, ce jandar. Am înțeles că erau pușcăriași. Mari. Nu mai sunt, sunt care au luat-o pe coajă. Mai eu nu mai slăbuț. Vreau să că dacă îndrânteau la falcă și așa era maxilarul rupt, terminat. Ce a fost acolo? Au luat bătaie. Au luat bătaie bine. Să și comice mai sunt unii care... Ai stat la om în curte, s-au dezbrăcat în ismene și dădea de mâncare în magazin, ia bătaie, alții... I-au scos și unde s-au ascuns, i-au scos cu, cu grena de la lacrimogene. A ieșit. Dar, în general, oamenii au plecat de bunăvoie? Adică s-au înscris pe niște liste sau cum, cum s-a întâmplat? Nu s-a făcut liste. La cineva se spunea ce vreau să facă, atunci mi se pare de... Mai țin minte, mă întreau pe prim-ministru, după s-au întâlnit atunci la Cozia, dacă nu așa. Și a spus ce se întâmplă, l-a combinat și au hotărât de un acord împreună cu liderul de sindicat să-și ceară drepturile, chiar dacă merg pe jos. Și au plecat pe jos, pe defileu, au fost iară probleme. Erau, nu știu cum a zis, stâncarea pe drum, că acolo nici nu aveam cum să ajung. Mă gândesc că au făcut ceva de ajuns. Erau elicoptere care filmau. Și de la Romantă, la ieșire din defileu, dacă nu mă șer, au avut primul contact, nu la ieșire, mai încoace. După la nici dacă nu mă șer, primul contact între jandar și de. După la ieșire, acolo m-a fost chiar așa. Sol, eu când am ieșit, deci eu, pe prima seară, m-am întors acasă, aveam un prieten care a venit cu mașina, m-am întors acasă, a doua zi, când m-am dus de dimineață, mă duc până în Târgu Jiu, mașinile nu aveam nimic, care erau trase la ieșire din defileu, nu aveam nimic, era spart mine, nu, nu. Și-au dat vina pe mine, care au spart. Nu știu cine l-a spart, dar nu erau. Păi s-o dau vina pe mine, tot ce s-o, ăsta s-o pus în cârcă lor. Și credeți că și în 90 la fel? Da. Da. Asta e. Manipulație. Am fost manipulați. Am spus la prima, am crezut că da. La următoarea,
fugă cu